prieteni, ne bucurăm că și astăzi putem fi din nou la pescuit pe malul Bălții. De data aceasta, la fel cum am obișnuit, pe lacul Brădeni, județul Sibiu. Suntem pe standul 27, Alex, partea C de concursuri, nu? Aici exact, e sectorul C. Un sector frumos, deoarece ai foarte mult spațiu să te desfășori cu tabăra, între ghilimele, dar și pontoanele sunt foarte, foarte generoase. Metoda de nădire pe care am abordat-o în această partidă a fost să creăm două paturi de nadă, unul la 80 de metri și unul la 120. Și din câte se pare, a dat durat de cel de-al doilea pat de nadă, la 120 de metri. Se pare că peștilor nu le plăcea să stea foarte aproape de mal, au vrut puțin mai sus, așa că și noi am continuat partida și o vom continua tot acolo sus. Ce poți să ne spui despre ce am nădit? Am nădit cu două tipuri de bile, de 20 și 24, bile tari. Am început direct de când am ajuns pe baltă doar cu bile tari, n-am folosit solubile pentru nădit, deoarece apa este foarte caldă. Am observat că imediat se descompun și atunci n-avea rost să dăm solubile la apă. La spomb am mai folosit și câteva semințe, asta cel mai probabil ne-a dus și atâția teni pe saltea, dar în continuare n-o să mai folosim semințe, o să mergem doar pe peleți, bile și ceva atractanți lichizi. Atunci noi vă invităm să ne urmăriți în continuare partidei, să vedem ce putem să vă arătăm la cameră și pe saltea, bineînțeles. Vă dorim vizionare plăcută în continuare! Play. Să vedem. Câte ore pescuiești, Alex, pe Brădeni de data aceasta? Bă, eu sunt încântat că e prima dată când pescuiesc 72 de ore continue și îs curios dacă rezistăm 72 de ore, nu? Dar eu zic că o facem față cu brio. De ce să nu rezistăm? Să vedem ce se află la capăt. Pare ceva frumos. Zici? Acum, după căldura ce a fost astăzi, hai să vedem ce la capătul firului. E bun atunci. Și primul pește al partidei, exact o salontă ca de obicei. Salontele se pare că și ea se strag la noi. Un pește frumos ca de obicei pentru prima captură a partidei. Noi zicem că e ok, haideți să-l și cântărim, are undeva la 5 kg, să zic. Haideți să vedem. Să-l și eliberăm. Trebuie să vedem, tara făcută. Opa. 5806 acolo, ți-am spus. 5800. Hai să le eliberăm. Ce plecare frumos a avut. Tocmai ce eram pregătit să reîmprospătăm monturile. Și ce s-a întâmplat, Alex? Plecat un băț, a? Da. S-a dus de tot? Ah. Se mai întâmplă și de astea. Asta e. Revenim cu următorul. Puțin trecut de miezul nopții. Se pare că sunt trezit din pat. Dar ne place. Nu, Alex? Da, da. Ne place să fim trezit din pat. Sperăm că de data asta nu este ora tare. Așa sper și eu. Dar hai să ne vedem cu peștele în saltea, zic. Piticii de clasa 1-a ne dau târcoale la miezul nopții, nu ne lasă să dormim. Așa mici și nervoși, a avut un run spectaculos, am crezut că ceva mai mare, dar e binevenit și acesta, hai să vedem. Oricum, chiar frumos peștele, are un potențial fain. Da, dacă mai crește. N-are încotro.
să vedem câte 3 kg are. 4 kg exact în cap. Da, ăla-i. Hai că e bine. Hai să ne liberăm. Ne liberăm pe băiat că... Opa, opa, antilopa. Moșo. Ce plecare, hai. Hai cu următorul, zic, nu? Da, cu bunicul. Să sperăm tot în seara asta. Nu trebuie. Măcar să nu dormim dacă am venit la pescuit, nu? Da, de-aia am venit. Dacă nu stăteam acasă. Hai. Iața, colegul. Bună să-ți fie inima. Cum e să te trezești așa la câte oră? Când ți-e somnul mai drag, parcă... Mamă. Mai drag și mai dulce. Trage, a? Trage. Când e somnul mai drag, parcă începe stația aia să... Să urle. Da, e frumos, de-aia am venit la pescuit, nu? Da. Hai să vedem ce punem pe saltea. Se pare că pe patrul nostru de nadă au ajuns și amorii. Acesta e un semn bun, înseamnă că patrul nostru de nadă s-a privat. Este un amur foarte frumos. Eu estimez undeva la 7 kg pe acolo. Haideți să-l cântărim și să-l eliberăm. Hai că ai estimat bine 8 kg. 8 kg. Oh. Hai să-i dăm cu eliberare. Ce pește care face pe mort totdeauna. Zici? Da. S-a dus. Frumos. Peștii apar unul după altul. Noi nu clintim peștii din loc. S-o clinti cu totul. Haideți să facem și o scurtă prezentare a mixului de nădire. După cum se vede, am folosit bilete 20 și de 24 de mm, peleți de 4 mm și ceva mix pentru săculeț solubil, pentru un plus de atracție și o atracție vizibilă, dacă putem să-i spunem așa. Ca și lichide am ales să folosim melasă, lapte de porumb și ceva aditiv pe bază de fructe, deoarece în sezonul cald considerăm că aromele fructate dau rezultate bune. Cam așa arată mixul nostru de nădire pentru partidă. Haideți să lăsăm să tragă un pic, după care să îl lansăm la apă. Căldura ne omoară, dar peștii sunt prezenți și pe căldură. Pot să zic că a murit deja. Avem un ran, să vedem cum se finalizează. Nu pare foarte îmbrăcat peștele, dar sperăm noi să îl aducem măcar pe saltea. Pe căldura asta nu prea aveam noi speranțe să prindem pește, decât atunci când se lasă soarele, dar ia uite că mai pleacă și câte un pește. Și ce înseamnă să nu lași bățul dacă nu-ți place, ai văzut, Alex? Da. Cred că de 3 ori am lăsat bățul ăsta până am ajuns la... La substratul dorit. La substratul pe care l-am vrut. Hai că ud și un pic salteaua să nu fie chiar așa încinsă, bine?
oglindă. Tot oglindă. E un foarte mare. Pleacă în bătoare. Hai că am reușit să învingem căldura. Am tras un pește și pe căldură. Chiar dacă nu dădeam șanse la niciun pește să vină la moiala noastră, se pare că un mustăcios de brădem a poftit la un suprim tare de 20. Și haide să vedem cât cântărește și să-l eliberăm. Ia să vedem cât cântărește. 4 kg. Bine, Alex, lor, nu le-am spus, noi am venit fixați la brădem să prindem ciortan, deci noi asta am vrut. Nu? Frumoasă plecare. Chiar povesteam cu Alex că mai aveam undeva la 15 minute să schimbăm bețele. Și pe căldura asta nu ne aveam chef să le schimbăm. Și dintr-o dată un băț a plecat în maxim 2-3 minute după ce povesteam. Ar fi momentul să schimbăm. Acum să vedem ce e la capătul firului. Revenim cu peștele. Se pare că de data asta nu a fost cu noi. Îl relansăm la apă și revenim. Motor, acțiune, cameră. Se pare că timpul de așteptare n-a fost mult, exact cum am zis. Am băgat bețele la apă și circa 15 minute. Iar a început un rane bun. Să sperăm că de data asta revenim cu peștele, că deja prea multe rateuri, oricum am povestit cu Alex și cred că știm care e chestia despre rateuri. Am încercat să schimbăm un pic, să sperăm că în continuare o să facem o partidă frumoasă. Am găsit problema. Sperăm să fie și rezolvată. Că povesteam de rezolvarea problemei pe care o avem, că pierdem pești. Din păcate, și acest pește a fost scăpat. Sperăm ca următorul să fie pe saltea. Deja ne-a săturat. Sperăm că a treia dată să scoatem peștele afară pe saltea. Cum am spus data trecută, am rezolvat problema, am schimbat cărligele. Se pare că cărligele nu au fost cele mai potrivite pentru data aceasta, deși am avut prezentări două partide la rând cu ele, dar de data aceasta se pare că nu a mai fost la fel. Acum să vedem, sperăm să scoatem și pe saltea. Chiar în timp ce nădeam a început un ran nebun. După ran eu zic că e ceva mic și după cum vine, dar acum să vedem, ne-am obișnuit cu pești mici, oricum pe căldura asta. Super. De data asta peștele în saltea. Acesta este frumosul crăpcean comun de data aceasta, pe care, cum v-am spus, din a treia se pare că a ajuns în saltea noastră. Haideți să-l cântărim, să-l eliberăm din cauza căldurii. Nu vrem să-i ține foarte mult pe umal. Se kilograme 100. Și apa este foarte caldă.
de aceea și pleacă mai bine pe este. Bă, frate, mare, dă-o. Să merită să pierdem meciul cu România, așa-i? Ce forțor, frate. Oi, mamă, ce mare. Opus. Zic? Uite, care e. Așa ne uităm și noi la meci. Mustață, lună de pace, să vizionăm România-Belgia. Hai să vedem cât cântărește și să îl aruncăm înapoi repede în apă, să putem să vizionăm și noi meciul în liniște. Odată începută repriza a doua la meci, România-Belgia. A început și la noi să sune iară din nou alarma. Sperăm că e de data asta ceva mai frumos, că sincer ne-am să-mi cam sărutat. Sincer ne-am cam săturat de optari, de șesari, așa că să vedem ceva și mai mare. Hai că dacă e mai mare, ne aruncăm în apă. Ne aruncăm, facem baie. Dacă mai dă gol, România. Dacă și România în seara asta. Da. Ar fi ideal. Trecem Brădeanu dintr-o parte în alta. O să știu. Hai să vedem peștele pe salte. Acesta este ciortanul care ne deranjează de la meciul de fotbal. Haideți să le liberăm, să ne întoarcem rapid la meci, să vedem ocazia de României. Salut! Bună dimineața, Alex. Bună dimineața, arază. Filmează găleata să vadă lumea ce facem de dimineață. Noi ne deam aici și pe spomburi au plecat o lansetă. Chiar dacă n-am avut o noapte atât de productivă, cel puțin noi ne-am odihnit. Și în dimineața asta ne-am trezit de vreme, am nădit. Și chiar nădeam în continuare, dar i-a întrerupt un peștișor. Peștișor. Ca toți, că din păcate ăsta la cum vine caras. Să nu fie ten. Cred că da. Asta ce eu că vine foarte ușor. Hai că revenim din Saltea. Bună dimineața. Tocmai ce s-au scurs 36 de ore de când pescuim. Își face prezența încă un amur frumușel. Hai să-l cântărim și să îl eliberăm, să vedem ce mai prinde în continuare.
5800. Hai, Alex, înădim în continuare, că avem muncă. Dacă au intrat amurii pe 400 de nade, e cam gata, nu? Mai dăm vreo 12 de la o oră după ce am terminat nădirea, își mai face apariția încă un crap. Crap frumos de brădeni. Chiar dacă talia lor nu este foarte mare, ne bucurăm de fiecare pește și hai să-l cântărim și să-l eliberăm. Patru. Din spate, zic eu. Aproape 5, 4, 900, 800. Dai cu eliberare. Încă un ran. Soarele pe cer, căldura începe să fie din ce în ce mai mare. Să sperăm că continuă așa. Pur și simplu scoatem tot ce putem din balta asta, dar ne-am bucurat să creștem puțin media. Din câte am văzut, avem o medie de 6 kg, ceea de genul destul de micuță. Media asta i-a putut și la școală. Sincer, da. De-aia am ajuns pe scară. Bună asta. Le aducem saltea sau nu? Dar o la dau fire. No, bun. Nu-i bai. Iată-ne cu el și în salteaua de primire. Acesta este amurul pe care l-am prins. În sfârșit am reușit să aducem și un amur mai mare, un pește mai mare, exact cum ne-am dorit. Sperăm ca încet, încet capturile să crească din punct de vedere a kilogramelor. Și de ce nu să aducem și un over 20. Haideți să-l și cântărim. Estimez undeva la 9 kg. Eu zic că e vreo 10. Hai să vedem care are dreptate. N-ar fi rău. Nu mi-ar displăcea. Bă, băiate, hai că am avut dreptate. 8 kg, 800, 9 kg, acolo. Glonț. O nouă captură, un nou ten, cântărit și dat drumul. kg. Încă un pește își face prezența. Sperăm că ne aducem și saltea cu bine. Ce nu să fie și de data asta mai ești un pic mai hotărât, mai îmbrăcat. Să sperăm, vedem. Acesta este tenul despre care vorbeam mai înainte și cred că sunt și în fața propriului meu record, adică noului meu record, mai bine spus, de ten. Până acum n-am prins așa mare. Îs curios câte kilograme are. Haideți să-l cântărim, să-l eliberăm deja, că este foarte cald afară. Cât estimez? Eu zic 11. Și eu tot așa, undeva la 11, 11 jumate. 12 kg în cap. Ăla. Bravo. Notat, 12. Hai, eliberează-ți recordul. Lăsăm să crească mai mare. Prins la anul pe ăsta. La anul. Bine, bă.
Din nou un drill. Da. De data asta aproape de o ploaie zdravână. Ne așteaptă ceva aici în spate. Noi tot sperăm să ne ocolească, să putem să pescuim în liniște, dar... Cred că trebuie să scoatem bețele 10-15 minute cât trece ropaia la asta, dar... Nu vrea să vină către tine, Alexa. Din păcate, dublu drill cu același pește. Se pare că peștele care vorbeam s-au încurcat între fire și pur și simplu s-au blocat și nu mai putut să vină către noi. Acum încercăm să-l aducem. Și parcă văd că e 5 kg, 6 kg. Se pare că peștișorii noștri s-au obișnuit să plece pe când începem să nădim. Dăm un spon, vine un pește. Hai să sperăm că vi-l și arătăm. Facem cunoștință și cu cel mai mic pește al partidei, unul dintre cei mai mici. Hai să le eliberăm. Cu peștele lui Alex, nici măcar nu l-am eliberat bine, eram pregătit să nădim iară și am mai plecat o lansetă. Să vedem ce se află la capătul firului. După ran, sigur este iară un ciortan, exact cum a fost toată partida. Iau cam o nebunie ciortan din tetura asta, dar asta este, să măcar bineveniți. Măcar n-am mai prins caraș, cum prindeam de obicei la bilă de 24. Chiar că... Da, e o bucurie, pescuim. Pescuim și mai ales când vedem că pleacă una după alta, e mai mare bucuria și faci parcă mai mult efort să prinzi pești mai mari și mai frumos și mai mulți. Revenind din saltea. Se pare că am reușit să scoatem și pe saltea acest mustăcios. Credem că depășește de pragul de 10 kg și cu asta sper ca să înceapă și peștii mari să vină la noi pe stand. Să ducem în saltea și să ne pozăm frumos și mai ales să vi arătăm și vouă. Haideți să-l și cântărim, să vedem ce greutate are. Ce ți-am zis că... Chiar dacă nu a trecut de pragul de 10 kg, ne bucurăm și de acești pești frumoși. Frumos.
E bine, dragilor, se pare că s-au activat nebunaticii. Le-am dat pe steroizi acum. Devin tot mai mari pești. Ne bucurăm de adevărații pești ai Bălții, nu doar de ciortani. Și ei au fost bineveniți, dar de acum încolo sperăm noi să ne viziteze această talie de pește. Și pe lângă asta, și acest pește a venit tot pe, da, pe spumburi. Da. Hai, Alex, să-l cântărim rapid și să vedem. Mamă, mamă! Hai să vedem cât are. Exact 10 kg. Zici că am mâncat exact cât ar trebui să fie de 10 kg. Bine, hai să-l și eliberăm. Tocmai ce am pus jos bețele de spod, am terminat de nădit pentru după masa seara asta și a plecat încă un băț. Cred că e al cincilea pește care pleacă pe spomburi. Să sperăm că l-aducem și pe saltea. Încă un crăcean foarte frumos, de data asta tot așa mic ca de obicei, dar coloritul este foarte frumos. Are undeva la 4 kg, îl cântărim și le liberăm. Ți-a dat pachet. Mi-a dat pachet. Ia uite, chiar 5. Bine, stima bine, da? Hai să-i dăm drumul. Hai să ne vedem cu el pe saltea, zic. După un apus pe cinste, un crab de brădeni cu un colorit extraordinar. Hai să-l cântărim și să-l eliberăm, că asta este. 6 kg în cap. Hai să-l eliberăm. A început și a patra zi în forță, primul pește pe ziua de astăzi. Tocmai ce am terminat de rădit, ca de obicei, au început să plece bețele. Acum să vedem, sperăm să-l aducem și pe saltea. Vremea e foarte schimbătoare astăzi. Încă un pește cu o culoare superbă, un pește cu potențial, care cu siguranță, dacă va mânca la fel cum a mâncat acum, se va face mare în câțiva ani. Și sperăm să-l prindem când are 15 plus, chiar 20. Un pește extraordinar de frumos, chiar dacă este micuț. Ideea e că ne-am început ziua frumos și sperăm să se și termine așa. Haideți să cântărim, să-i dăm drumul și să ne continuăm partida. Kilograme 100. Ce zice Alex, din nou un drill? Ziua 4 de detenție la pescuit. Peștele numărul 2 al dimineții în drill. Exact. Facem rugăciun să crească media. Exact același băț. Cred că am dat de cuibul lor acolo și pleacă ran după ran. La botul monstrului, la buza stufului. Sperăm să fie ăsta un pic mai îmbrăcat, elegant, parfumat. După cum vă ziceam, ziua 4, cu un pește puțin mai îmbrăcat. Ne bucurăm că uneori media kilogramelor este în creștere. Un superb comun de brădeni, un colorit excepțional. Hai să-i dăm o cântărire și să le liberăm, să crească un pic mai mare și să-l prindem din nou. No, ochile. Tocmai ce am eliberat pește care l-a prins Alex, acel comun de 9 kg. Fix atunci am vrut să dăm bățul înapoi la apă. De unde să dăm bățul? A pornit bățul numărul 4.
Să sperăm că îl aducem și pe saltea. Frecvența e din ce în ce mai bună. Cred că într-o oră, Alex, povesteam 3, nici o oră. Nu. Undeva la 30 de minute aproximativ. 3 bețe au plecat. Iar acum să sperăm că și reușim să scoatem. Hai să vedem. 9 kg exact. Cum mănâncă pește ăștia, Alex? Cade 9 kg. Face pe interesant, așa? Da. Frumos. Am ajuns și la finalul partidei. 72 de ore aproape că s-au scurs. Mai avem chiar puține ore până adunăm, până punem în mașină bagajele și plecăm de pe baltă. Sunt 72 de ore și vrem să vă zicem că din cauza căldurii s-au simțit ca o săptămână de stat la pescuit. A fost puțin cam extenuant pentru noi, pentru că e prima dată când facem un pescuit de 72 de ore. N-am fost învățați până acum cu asta, dar, Alex, sunteți deschiși pe viitor să mai facem partide de 72 de ore. Cu siguranță nu pe caniculă, chiar povesteam cu Alex, toamna, primăvara este perfect pentru noi. Probabil mai încolo, da, o să facem și pe vară. Să vă povestim puțin despre partidă. Aproape ca orice partidă, începe cu pești micuți. Am avut mulți pești pierduți, ne-am dat seama că cărligele pe care le foloseam noi nu erau cele mai indicate pentru acest sezon. Am schimbat cărligele, am început să prindem pești și mai mari. Nu am mai avut așa multe rateuri, dar media peștilor a început să crească și asta ne-a bucurat foarte mult. Ne-am concentrat pe paturi de nadă masive, chiar am nădit în fiecare seară câte o goleată de, să zic, 12-13 kg seară, dimineață. Astăzi chiar am nădit și amiaza, ieri am început să nădim la ora 5 până seara. Deci pur și simplu am nădit foarte mult pentru că am văzut că ei răspund foarte mult pe spumburi. Cum ați văzut și în video, am avut la un moment dat 3 plecări în timp ce dădeam spumburi, 3 sau 4 plecări, nu mai știu câte am avut. Și am văzut că le place foarte mult să mănânce, ne-am concentrat pe bile, peleți, foarte, foarte mulți aditivi, am văzut că melasa a ajutat foarte mult și cu siguranță pentru noi a fost o partidă foarte frumoasă. Am avut 26 de pești, o medie de 7 kg și un record personal pentru mine la 10 de 12 kg. Până acum n-am prins mai mare, dar se pare că de data aceasta nu a fost obiectivul nostru să prindem așa mulți teni, dar au fost bine primiți și ne bucurăm de fiecare pește pe care le-am prins. Fie că a fost mai mic, fie că a fost mai mare, ne-am bucurat. În caz că vreți să evitați tenii de pe patul de nadă, omiteți semințele, nu mai dați cu semințe și așa, cu siguranță nu o să aveți atât de mulți teni pe vadă. Cam aceasta a fost partida noastră, s-a încheiat cu succes, am avut capturi pe măsură și ne-am bucurat foarte mult de natură. Până data viitoare, rămâneți împreună cu noi, puteți să ne dați un like, un share și un subscribe. Și pe data viitoare. Salutare!